De aproape 20 de ani, rădenii depun cereri la primărie prin care solicită consolidarea monumentului. În urma ploilor din ultima vreme, situația s-a agravat. De când a început să surpe așa? Cam de o lună, cam așa. Cam de două săptămâni, cam așa, o lună, două săptămâni. Din cauza ploilor? Din cauza ploilor, că și iarna, aici, zidurile astea, iarna când îngheață, se dezgheață, atunci cade jos. Cade cărămida jos. Mai stau și mă odihnesc așa câteodată pe băncuță și chiar m-am uitat acolo. Și cât o căzut jos și cât e și acolo deja care dă să cadă. Dezvoltarea acestor clădiri de-a lungul timpului, modificarea acestora de nenumărate ori în acest interval de timp, au creat o presiune crescândă asupra acestor ziduri, care n-au mai fost întreținute de la amenajarea lor în secolul al XVII-lea, fapt care a dus treptat la cedarea acestor ziduri sub greutatea construcțiilor de deasupra lor. Pur și simplu s-au prăbușit. În ultima perioadă s-au constatat numeroase prăbușiri ale acestora sub construcțiile anexe sau chiar sub zidurile clădirilor dezvoltate peste ele, fapt care ar impune cu urgență o consolidare a întregii contraescarpe pe zona străzilor Clujul, Redutei, Dobrogean, Gherea. Considerat obiectiv turistic, cetatea din Oradea a fost inclusă în planul de revigorare a turismului local. Autoritățile nu s-au gândit însă și la banii pentru reconstrucția zidului din jurul acesteia, promit însă că vor lua măsuri. Ne propunem să depunem un proiect pe fonduri europene pentru reabilitarea acestui zid, pentru că, așa cum știți, noi avem deja câștigate două proiecte pe fonduri europene pentru reabilitarea cetății. Probabil că dacă discutăm despre depunerea unui proiect pe fonduri europene pentru reabilitarea acestui zid, nu putem vorbi de un an mai devreme, de 2016, pentru că în prezent avem aceste proiecte pe fonduri europene pe reabilitarea cetății. Asta înseamnă că doar undeva după 2016 încolo ar urma să sperăm să putem obține aceste fonduri din bani europeni pentru reabilitarea zidurilor cetății. Până atunci vom încerca din bugetul propriu al primăriei Oradea să consolidăm aceste ziduri. Pentru reabilitarea zidului, primăria ar avea nevoie de 22 de milioane de euro. Proiectele pe bani europeni aflate în derulare presupun investirea 17 milioane euro în consolidarea cetății până în 2015.